Activitatea Tribunalului Prahova și a Judecătoriei Ploiești a fost blocată astăzi timp de 2 ore, între 10 și 12, din cauza unui protest al grefierilor. Aproximativ 100 de sindicaliști au ieșit în fața instanțelor pentru a-și exprima nemulțumirea împotriva proiectului de lege care abrogă pensiile de serviciu. Protestul nostru este spontan și este împotriva unei decizii politice. Domnii politicieni au hotărât că e cazul să ne taie pensiile, spun dumnealor, cu ghilimelele de rigoare. Ei nu pun ghilimele, le pun eu, special. Nu sunt pensii speciale, trebuie să înțeleagă toată lumea, dar nimeni nu vrea să facă o lămurire, da? Să spună adevărul. Sunt pensii de servici. Am o vechime în justiție și în această unitate de 28 de ani. La intrarea în această unitate, la angajare, am depus un jurământ prin care m-am angajat să nu am o altă sursă de venit. Deci 28 de ani, eu n-am avut voie decât să vin la servici atât. Noi avem o pensie ocupațională, adică avem anumite incompatibilități și interdicții și datorită acestui fapt că ne desfășurăm activitatea sub aceste incompatibilități și interdicții, avem această pensie de serviciu. Proteste similare ale grefierilor au avut loc în toată țara. Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților a votat marți un raport favorabil de adoptarea unui proiect de lege al PNL, care abrogă pensiile speciale pentru mai multe categorii, inclusiv parlamentari, magistrați și funcționari publici cu statut special, excepție făcând militarii și polițiștii.